Bun găsit la Daily Briefing, este numele meu Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Avem o discuție genera generală despre piață, nu sunt recomandări de tranzacționare, instrumentele financiare implică riscuri pe care levierul le majorează. În anumite situații se poate să am expunere pe piațele discutate sau altele corelate cu acestea și performanțele trecute nu reprezintă o garanție a celor viitoare. Vă propun să începem discuția în primul rând cu zona de știri, pentru că avem niște informații interesante. Mai, mai întâi o știre despre cum discuțiile s-au încheiat, echipa din Statele Unite a plecat, iar comentariile ulterioare dinspre Ministerul Comerțului din, din China nu au fost prea roz. Partea americană, spun aceștia, a... Și-a schimbat poziția, a ezitat, a dat înapoi în ultimul an. Cuvinte asemănătoare văzusem dinspre Statele Unite referitoare la China, și de fapt nu ne neapărat textual trebuie să înțelegem ceea ce se spune acolo, ci pur și simplu faptul că. Uh, e cumva natural ca uh, să existe schimbări de, de perspective, să existe oferte și contraoferte, uh, dar uh, ceea ce se înțelege este că, până la urmă, uh, e uh, un proces în care fiecare parte încearcă cumva să transfere uh, povara, să spunem, a unui uh, rezultat nefavorabil către cealaltă parte. Deci, mai degrabă, comentariile respective nu trebuie privit atât de mult ca un mod în care s-a purtat uh, partea adversă, ci pur și simplu ca, uh, ca o uh, măsurare a șanselor de uh, succes rapid a, a negocierilor. Și uh, cu cât apar astfel de comentarii mai des, cu atât uh, șansele sunt uh, mai mici. Potrivit unei publicații din China South, South China Morning Post, avem doar o deschidere, o voință de a continua discuțiile, ceea ce este un aspect constructiv, dar, dar nu avem un breakthrough, o rezolvare. Iar asta corespunde cu ideea noastră de bază, aceea că, de fapt, este un proces îndelungat și foarte, foarte posibil ca, în realitate, să nu fie vorba doar despre aspecte de ordin comercial, ci și de o rearanjare a raporturilor de forță între cele mai mari economii ale lumii. Ieri, Trump prefigurase cumva această această dinamică cu niște comentarii care spunea că vom avea un great deal, un, o înțelegere foarte bună cu China sau nu va fi deloc și uh, uh, iarăși a, a venit cu această afirmație că poate China ar trebui să aștepte un alt președinte, un președinte democrat cu care s-ar putea înțelege mai ușor. Deci poate fi și un pic de campanie, dar arată și o poziție nu tocmai flexibilă. În piața bursieră, ce s-a petrecut e o, în ultima perioadă este o redresare și în realitate vorbim despre o. Um, o configurare a interval cunoscut, undeva sub 3.000 de puncte și până în 3.030, cum acestea sunt reperele. Dacă sesiunea de ieri a început pe modul de, de vânzare și asta a continuat spre deschidere, spre deschiderea pieței americane, ulterior am avut revenire și misterul se poate lămuri în momentul în care ne uităm în calendarul economic. Datele de inflație pce Core, 1,6% în creștere, dar creștere mai lentă decât cea așteptată. PCE a analizat 1,4%, a încetinit spațiu pentru acțiune din partea Rezervei Federale. Dar în piața imobiliară, 2,4%, pe potriva așteptărilor, dar uitați-vă la, la tendință. Și uh, spectaculos, uh, indicele de încredere a consumatorilor. Acest conference board uh, îi întreabă uh, pe uh, diversi uh, americani, selectați după un algoritm din acesta statistic și pentru a fi reprezentativi la nivel național și pentru diverse medii, și ne întreabă un set de lucruri, între care, cum evaluează piața muncii, cum evaluează ușurința de a găsi un, un loc de muncă, cum sunt perspectivele pentru viitor. Am avut creștere de câteva puncte, am scris asta în material de ieri, creștere de, cred că vreo șase puncte erau pentru componenta curentă, se evaluează. Situația din acel moment și o creștere de peste 10 puncte pentru viitor. Cu alte cuvinte, mai optimiști acum decât luna trecută. Asta înseamnă acea creștere de 6 puncte și nu e mică și mult mai optimiști pentru, pentru viitor decât, decât luna trecută. Deci, un momentum extraordinar de, de bun care cred că se inspiră din. pentru că acest sondaj pune mult accent pe. Deci, se inspiră din situația din piața muncii, unde ofertele de slujbe sunt abundente, unde, deși cu un ritm relativ lent încă, totuși veniturile cresc, ele cresc peste inflație, dacă ne uităm la nivel anualizat, suntem peste 3%, inflația în jur de 2 sau dacă ne uităm la PC Core, iată 1,6%. Așadar, e un sentiment că lucrurile merg, merg spre bine. Și atunci întrebarea e cum poate rezerva federală, când avem un șomaj aproape de minime istorice, când avem o îmbunătățire a datelor în ultima lună, să taie dobânda. Doar dacă vede ceva la orizont, ceva foarte îngrijorător. Așa s-ar explica. Altfel, ar însemna că pur și simplu cedează presiunii pieței sau acelei de ordin politic. Iar presiunea pieței este în continuare acolo. Probabilitatea este de 76% să vedem o tăiere de un, de un sfert de punct procentual și cam un sfert probabilitate tot pe aici se învârte de a vedea o tăiere de 0,5 puncte. Interesant faptul că nici datele de ieri m-am uitat de mai multe ori Uh, nu ai așa un, un grafic uh, intra-day, uh, dar. Uh, sau ce puțin. Uh, da, nu. Putem să ne uităm aici. Au apărut destul de multe. Uh, destul de multe opțiuni. Iată, avem o evoluție istorică aici, dar. Uh, pentru ședința aceasta din iulie, dacă ne uităm la probabilitatea cu portocaliu, aceasta este pentru o tăiere de... Deci iată că avem, avem posibilitatea de a evalua așa cum a fluctuat. Și probabilitatea a fost ușor sub 20%, dar foarte puțină vreme. A revenit ulterior și, și apoi oscilațiile au fost modeste. Deci, în principiu, datele, mă refer la această porțiune, cred că se vede pointerul, Uh, linia portocalie, uh, deci cea mai, cea mai de jos. Uh, cea care însă nu e la zero, că multe alte variante au ajuns la zero. Deci uh, nu s-au tulburat prea mult uh, traderii de pe urma acestor așteptări, acestor uh, indici uh, de încredere care să fie alterat așteptările. Nu. Și uh, asta înseamnă că Fedul probabil că astăzi nu prea va avea de ales. Avem uh, raportul ADP la ora 3 și un sfert. Avem date de PIB din din zona euro. Asta va fi interesant pentru EUROSD și pentru bursele europene. Uh, dar 3 și un sfert, uh, probabil cel mai uh, important raport al zilei înainte de decizia Fed. Mai avem și cereri de credite ipotecare. Uh, și... Uh, e Chicago PMI. Conferința de presă urmează la 9 și jumătate. O să avem un comentariu, bineînțeles, pe varianta în engleză sau pe sau pe site, dar depinde dacă va fi acces, acces liber, dacă sunteți pe platformă și aveți limba citată pe engleză, intră materialul acolo în timp real, dar vom avea și noi, vom încerca să, să avem noi o 100%, dar voi încerca să comentez cumva, chiar, chiar după, poate în timpul sau, sau după conferința de presă, ce se întâmplă. Pentru că e momentul îndelung așteptat. 20-0, 25 de puncte ar însemna ce pentru burse? Ar însemna un moment de, de bucurie, aș spune eu. Poate nu unul care să țină foarte mult, dar așa cum văd piețele blocate în dinamica descendentă, bucurându-se chiar și în condițiile în care pentru Apple am avut un profit bun, dar o încetinire pe segmentul de iPhone și totuși acțiunea a evoluat pozitiv, este, este ceea ce spunea un realizator de emisiuni de la CNBC, better than feared, adică rezultatele sunt mai bune decât se temeau piețele înainte de acest sezon de raportări. Uh, sigur că a străpunge cu privirea ceea ce se va întâmpla peste două, trei trimestre înseamnă a înțelege în ce fel vor merge discuții între China și SUA și mai degrabă dacă cumva președintele Trump uh, e pregătit să lanseze o nouă rundă de sancțiuni comerciale. Din punctul meu de vedere, această a doua variantă sau această ipoteză de o nouă rundă de sancțiuni este în creștere. Iar Fedul acționează luând în calcul uh, ipoteza menționată și luând în calcul și faptul că președintele uh, nominalizează persoane cu orientare Dovish și că ce din urmă mai ales dacă va câștiga un alt, un alt mandat, um, ar putea de propune încă și mai, ar putea avea o influență încă și mai mare în comitetul de politică monetară. US100 însă, după niște, niște scăderi în sesiunea de ieri, a revenit și totuși nu a închis pe plus. E un mix de oboseală? Da, este. Um, e de ajuns pentru a încheia un trend? Nu. Deocamdată nu este vorba despre asta. Deci, 0,25 cred că ar mai propulsa uh, cotațiile în primă fază. Acum nu știu unde vor și închide, dar părea mai că vor închide totuși pozitiv. Dacă nici uh, această neconcludentă etapă de negocieri cu China nu a dus la scăderi importante, înseamnă că traderii pur și simplu se hrănesc din uh, așteptările doviși. Bun. O întrebare sună așa. Totuși, de ce ar face Fedul vreo schimbare acum și nu direct cu 0.5 puncte în 18 septembrie sau chiar mai târziu? Ar... E... Nu e ușor de răspuns la întrebarea aceasta. Să știți că eu, dacă aș fi votat acolo, în Comitetul de Politică Monetară, nu cred, cred că aș fi fost între dissenters, între cei care ar, ar fi spus nu e cazul să ne mișcăm. Uh, Rosengren a avut comentarii de genul acesta. Sunt membrii care cu siguranță nu consideră că trebuie să se să, 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 să iau o astfel de decizie acum. Alții însă sunt atât de îngrijorați de ceea ce ar urma în viitor și sunt niște grafice pe termen lung, da, datele actuale de frecvență ridicată uh, arată foarte bine, piața muncii arată foarte bine, dar uh, vorbim despre o. Alterarea fluxurilor comerciale, vorbim despre o scădere consistentă a investițiilor la nivel global, vorbim despre niște trenduri mai largi pe care nu le vedem neapărat dacă urmărim datele zi de zi, trebuie să ne uităm pe niște grafice care cuprind 5, 10, 15 ani. Și doar în anumite zone și afectând în special industria, ați văzut, sectorul de servicii nu arată rău. Și astfel tabele sunt împărțite. Unii ar dori o tăiere de 0,5 puncte și nu e vorba neapărat despre Bullard care a revenit asupra mesajului, dar avem aceste două tabere și s-ar putea întâlni la mijloc. Asta era părerea și dintr-un dintr material de pe Bloomberg pe care l-am parcurs uh, ieri. Uh, după părerea mea, argumentele pentru Fed sunt uh, de tip insurance, de tip preventiv, adică te gândești că s-ar putea întâmpla ceva mai rău. Și dacă nu tai rata de dobândă acum, cu așteptările acestea înalte, ai putea uh, ai putea induce niște, uh, niște vânzări consistente în piață. Uh, dar ai arăta în același timp, în această tăiere, că și că ești influențabil, dacă nu chiar captiv, uh, așteptărilor. Și am vorbit despre așteptări dacă ne uităm la CME FedWatch. Uh, așa că nu pot neapărat să duc argumente de ce ar trebui să o facă, însă cred că o va face. Uh, și uh, uh, nu vreau, nu vreau acum să forțez niște, niște interpretări, pot să, pot să vă răspund în stil diplomatic, cum ar face -o, probabil un guvernator la o cofeță de presă, dar aici avem un alt gen de discuție. Cred că miza și așteptările sunt mult prea mari acum ca Fedul să nu se miște. Dacă nu se va mișca, va fi mult prea, mult prea violent răspunsul. Și mai este un lucru... Președintele american, deși teoretic n-ar trebui să aibă niciun fel de influență, a criticat din nou Rezerva Federală a, ieri. Și a, dolarul este destul de puternic, adică a, o privire pe dolar index ne arată că suntem la vârfurile sau foarte aproape de vârfurile de după 2017. Intră și acest aspect în discuție. Pe euro să revenim acum ușor din, din minime. Deci, cam, cam, asta, cam asta este situația reală. Spectacol pentru trader ar fi dacă nu se taie rata de dobândă sau dacă se taie cu 0,5. Dacă nu se taie, cred că spargem 3000 de puncte foarte rapid. Probabil că se va căuta așa un suport în zona 2.990 sau 2.978, însă n-aș băga mâna foc că până la finalul sesiunii acesta ar, ar, rezista. În jur de 2.974 Mă aș gândi la un suport notabil. Dacă tăiem cu 0,5, de fapt, chiar dacă nu tăiem cu 0,5, 3020 ar putea fi vulnerabil. Mai sus avem 3027 și 3029. Dacă tăierea este 0,5, însă probabil că depășim 3029 și ne-am putea îndrepta că tăiem 3037, 3043 sau chiar 3054. Uitați-vă la aceste la uh, proiecția unor niveluri din Pornind de la ultima corecție relevantă, putem face asta și pornind de la vârful, de la 3029 și uh, mergând spre 2997. Deci puteți face asta în platforme și dacă vedeți suprapuneri, cu atât mai, uh, cu atât mai interesant și mai puternic reperul respectiv. Uh, însă eu m-aș gândi că maximele istorice ar putea fi testate în sesiunea de astăzi. Uh, dar... Principiul acela buy the rumor, sell the news, s-ar putea ca 0,25 să nu rotunjească optimismul pentru foarte multă vreme. Asta ce înseamnă foarte multă vreme, mi-aș dori să pot fi mai specific. În estimarea mea, e vorba de câteva sesiuni, mai degrabă spre una, una, două. Uh, dar, bineînțeles, vor exista creșteri, corecții, contracții și așa mai departe, plus că mai avem și alte cifre. Întrebarea, dacă Fed schimba acum, vor urma în cascade și celelalte bănci centrale? Uh, unele dintre ele, da. Uh, păi uh, mă gândesc la Banca Centrală Europeană. Altele sunt captive, cum e Bank of England, sunt captive procesului de Brexit. Apoi, Banca Japoniei tocmai a decis să păstreze uh, Poziția. Uh, sunt niște bănci centrale care au uh, un curs uh, de schimb uh, fixat față de dolarul american, deci uh, prin Asia, de exemplu. Uh, deci uh, acelea vor fi forțate să opereze. Uh, răspunsul este: se, se pune presiune pe celelalte bănci să aibă și ele o abordare mai mai dovici. dar un 0,25 nu este o catastrofă. E mai degrabă simbolul însă al încheierii unui ciclu de creștere într-o perioadă pe care unii observatori o consideră fără precedent pentru că avem încă creștere din plin, above trend chiar, deci peste trendul pe termen lung. Avem o piață muncii foarte solidă și așa ceva nu prea se întâmpla. În general, dobânzile continuau să crească în astfel de, în astfel de perioade. Dar trăim de o vreme într-o într -o regiune nouă a istoriei, economice cel puțin. Bun, să mergem la D30. Aici sesiunea de ieri a fost una de o pronunțată violență. Și uh, scăderile s-au limitat în această, în această regiune. A fost uh, o slăbiciune sectorială, a fost uh, um, un uh, răspuns la uh, uh, modul în care se pune problema în, în relațiile comerciale dintre uh, dintre sua și Europa, dar a fost și o chestiune legată specifică, specific decât de unele componente de unele companii din, uh, din uh, indicele german. Astăzi avem datele de PIB, destul de importante, uh, la nivelul datelor de inflație am avut uh, în Spania tri, uh, la nivelul datelor de, de PIB în Spania 2,3%, este o încetinire, dar e totuși o cifră bună. În Germania, vânzări cu amântul armonizate și ajustate sezonier, 3,5%, sensibil peste așteptări. Și în Franța, o creștere la nivelul CPI, anualizat, 1,3%. O creștere, o valoare peste așteptări, așteptările erau la 1,2%. În realitate, aceste date nu sunt atât de bune pentru că ne îndepărtăm de nivelul de 2%, dar... Spania e decentă, Germania mai bine pe, pe partea de consum. Ar trebui să avem și datele din zona de șomaj. 5% față de 5% anterior și așteptat, deci e o valoare rezonabilă. Uitați-vă aici pentru Italia, șomajul 10% așteptat. Vom vedea în câteva minute. Ce face BCE-ul când inflația e așteptată să coboare de la 1.3 la 1.1, iar ritmul anualizat de creștere a, a, a PIB de la 1.2 la 1%. Și aici răspună întrebarea dumneavoastră, chiar dacă Fedul nu ar fi tăiat rata de dobândă, din partea BCE-ului exista presiune pentru a, pentru a acționa. E destul de clar însă că această promisiune îndepărtată a fost insuficientă pentru a susține bursele. Iar BCE-ul, dacă vrea să salveze indicele german, trebuia să, să, fie mai direct și nu să spună că are niște opțiuni, dar să arate că ezită între ele, ori o tăierea dobânzii, ori cât mai poate fi de puternic o tăierea dobânzii în momentul de față, când la depozit suntem negativi, iar cu referința suntem pe zero, e o altă discuție, dar Probabil că mai degrabă IPP, injecții de lichiditate, sunt necesare în prezent. Uh, pentru moment, consolidarea sub linia de trend nu arată foarte bine, iar uh, bursa germană încearcă să căznește mai degrabă să, să revină, dar nu e, uh, nu e încă acolo. 12.086, nivel de, nivel de suport urmat de 12.051 și 11.985. Rezistența ar fi la 175, 210 și 286. O tăiere de dobândă și un elan în Statele Unite ar duce și această piață în sus. Probabil însă că până în, până în 289-300. Probabil că va fi, dificil, va fi, foarte dificil de a, de a spage această zonă. Însă, față de sesiunea de ieri, pentru a concluziona puțin, um, o să preau și, și întrebările dumneavoastră totuși, dar față de sesiunea de ieri, din motive ce țin de reacția pieței și uh, modul în care se, se menține cu încăpățânare aici uh, probabilitatea pentru o tăiere mai adâncă, a spune că vedem un 60% cu 35%, 60% pentru o tăiere de 0,25% și 35% pentru o tăiere de 0,5%. Adică e mai mare probabilitatea față de ieri pentru o tăiere mai adâncă. În continuare e scenariul al doilea, la mare distanță de primul, dar probabilitatea este în creștere. Bun. Întrebări și observații. BOJ stă pe loc în condițiile în care economia Japoniei merge prost. Feta e dobânda când, probabil, când economia duduie. Cine să ne mai înțeleagă? Manualul acela clasic de economie, de politică monetară, nu spus să-l alucăm în foc, dar spun să-l lăsăm deoparte. Pentru că ceea ce fac băncile centrale este un experiment în această perioadă la scară largă, și vom vedea peste 5, 10, 15 ani cum vor arăta lucrurile. Până acum însă inflația nu a fost acolo, iar BOJ stă pe loc, dar stă pe loc cu dobânzile foarte jos și după ce tipărește și cumpără 10, cumpără multiple feluri de active. Și totuși, iată care este rezultatul. Poate că reforme structurale dure pentru o perioadă, ar fi plonjat economia într-o perioadă de mare suferință, dar ar fi adus ulterior o creștere sănătoasă mai degrabă decât ce se întâmplă acum. Bun, întrebare sau tot așa o părere, mai trebuie să vină dragi și să ridice dobânda ca atacăm să fie complet. <laughs> da, bineînțeles, nu cred în, aproape nimeni că se va întâmpla așa ceva, dar într-adevăr, înțeleg ironia, uh, Europa apare, Europa care are mai mare nevoie de stimulare monetară uh, e ceva mai reticentă în a, în a o face. Dar probabil că se va întâmpla și asta. Bun, uh, Băncile centrale vor ajunge să cumpere acțiuni din piață, este o altă observație. Să știți că BOJ face asta, cumpără ETF-uri și nu, nu este exclus să cumpere chiar și anumite acțiuni individuale. În orice caz, BCE-ul a cumpărat obligațiuni corporative. Adică mari firme din domeniul european care au decis că au nevoie de finanțare sau pur și simplu de pe, de pe piața secundară cred că l-a -a preluat, a, a făcut astfel de achiziții. Deci nu e nu este deloc deloc imposibil să se întâmple asta și apropo, a existat un indiciu în această direcție în în felul în care a fost formulat în declarația de politică monetară, vom studia compoziția programului APP. Modificarea acestuia și inclusiv în sensul compoziției. Ce înseamnă asta? Nu cred că se renunță la titlul de stat. Cred că se gândesc la a introduce alte, alte titluri. Deci da, este o opțiune și e foarte, foarte bine că ați venit cu această precizare. Este o opțiune reală. La limita, spune că bursa germană, totuși, în aceste condiții, deși chinuită, pedepsită în câteva ocazii, puternic vulnerabilă, totuși are o șansă colectivă pe termen scurt, colectivă pozitivă. Deci, mai degrabă aș vedea o revenire spre 12.209. Dacă mergem mai jos, însă, va arăta destul de neplăcut, pentru că am spart linia de trend. Și verificați dacă vă interesează această piață închiderea zilnică. Un grafic daily cu o închidere zilnică slabă va strica un pic. Dar stați, stați, stați numai o clipă să vedem pe unde e linia de trend. Pe daily trebuie repoziționată. Da, suntem acolo. Suntem acolo. Deci o închidere mai jos de 12.100 e deja un potențial semn de slăbiciune în piața respectivă. Bun. Vă propun să mergem mai departe și alte întrebări să discutăm în segmentul următor. Piațe valutare. Aici, EuroCD trebuie să fie în prim plan. Bine, am discuta conceptele importante segmentul de indici de acțiuni, deci dacă uh, avem uh, persoane care se uită doar la acest segment pe, pe YouTube, uh, să știți că acolo, în zona de acțiune, avem uh, o discuție mai detaliată. Aici despre, uh, despre Fed se poate spune că îndepărtarea de zona de suport nu este suficient de mare uh, deocamdată încât să limiteze potențialul de mișcare după o tăiere și de 2.025, Adică eu aș zice că euro se ar putea reacționa favorabil dacă rămâne așa la mică distanță de 11, 22. Acum e la vreo 30 de pips, deci nesemnificativ. Trendul principal este un descendent. Nu e ușor de întrerupt, dar văd posibilă testarea liniei în jur de 1,12,50, 1,12,60. Sigur, am putea spune, nu e nicio surpriză, de ce să se întâmplă asta? Păi, haideți să atingem aici un alt aspect. Ce face Fedul astăzi? Este, sigur, important, dar ce anunță că se va întâmpla pentru viitor? Cum, uh, cum se modelează așteptările pentru sesiunea următoare, pentru ședința următoare, cea din septembrie? Uh, nu e mai nevoie să facem prin screen-ul sau să ne notăm cifre, pentru că avem uh, această posibilitate de compare, de a compara cu sesiunea anterioară, Uh, și vedeți că fluctuațiile sunt mici, dar uh, iată uh, probabilitatea. Cea mai uh, ridicată probabilitate este să avem până atunci încă o tăiere sau chiar uh, o tăiere dublă și doar 30% șanse ca după tăierea așteptată de astăzi să rămână dobânda pe loc. Uitați-vă la cum se modifică această probabilitate, dar și mai bine urmăriți știrile din platformă sau, sau pe Bloomberg, pe Reuters, pe CNBC, pe Wall Street Journal sau Financial Times. Alegeți dumneavoastră. Bun, pe scurt, sesiunea ne mai duce la 12 datele din Europa. Dacă ne gândim la câteva din raportele recente, poate că ar fi loc pentru o cifră un pic mai bună la nivelul PIB-ului, dar mai bună decât așteptări, ar putea să semne și 1, 1 care tot este mai jos decât unul 2 înainte. Avem și rata șomajului la ora 12 și la 3 și un sfert datele ADP. După părerea mea, fluctuațiile vor fi destul de restrânse pentru că pozițiile s-au repliat în așteptarea deciziei FED. Dacă spargem 11.22, suport la 11.55 și 109.91. Întrebarea, ar putea fi o tăiere de 0,5 acum pentru Fed, datorită războiului economic americano-chinez? Cum spuneam, există o probabilitate pe care o văd în creștere. Nu văd încă uh, nu văd încă o șansă de peste 50% sau măcar aproape de 50%, dar este uh, un scenariu mult cu mult mai... Uh, mult de luat în seamă decât uh, cel de menținere ar, arată de dobândă. Uh, dacă ar face așa ceva Fed, în primă fază ar fi un entuziasm uh, nebun, ulterior, iarăși, vă vedea în câtă vreme, ulterior însă piețele se vor gândi așa cum bine, spunea un participant al, al nostru. Uh, dacă doriți, putem da și nume. Nu știu, n-am făcut asta până acum, dar dacă vreți, putem, putem opera și astfel. Avem deci posibilitatea ca investitorii să se întrebe ce știe Fedul și nu știm noi. Dacă, dacă tai cu 0,5, înseamnă că ceva destul de, destul de grav se profilează ulterior. Dar eu personal nu cred, nu cred asta. Adică aș fi, aș fi surprins și m-aș gândi exact în felul acesta. În primul rând m-aș gândi că e de e loc și probabil că de ar merge în timp către 1.14 în câteva sesiuni și poate nici măcar nu s-ar opri acolo. Dar totuși e, e un pic cam mult și așa e neobișnuit să se pe o tăiere a ratei de dobândă acum. Dolar este relativ în range. Aici am început cu el pentru că va fi destul de simplu de urmărit. Decizia Fed va avea un impact direct și destul de curat aici. Dolarul în sus sau dolarul în jos. Părerea mea că în primă fază dolarul în jos, dar 0,25 nu mai este atât de... Adică dobânzile pe titluri de stat s-au ajustat deja în, în bună parte. Nu cred că va mai fi un, un, șoc major. Totuși, mi se pare mai ușor de spart 142 decât, decât 1896 în prima fază, chiar dacă trendul este ascendent. Pe GBPUSD, altă situație aici. Se reușește cu greu o consolidare. În sesiunea de ieri s-a putut Mă așteptam să fie o corecție mai puternică, mai spre 22.06 măcar sau ceva mai mult. Nu. Nu e vorba despre asta. Boris să dă asigurări că nu își dorește o ieșire no deal, nu prea e crezut de către traderi. Iar în prezent avem avem un calendar relativ liniștit. Încercam să mă uit aici să verific dacă mai este ceva. Am extrem de multe pagini deschise, ce când să mă documentez pe variate teme. Nu, nu avem nimic pe Marea Britanie. În, în China avusesem niște date din... Da, mai era, știam, simțeam că mai e ceva de povestit, Manufacturing PMI a fost la 49,7 în ușoară creștere, Non-Manufacturing 53,7. În linii mari, industria este în zonă de contracție și asta iarăși nu e o veste bună pentru, pentru bursa germană și a contat, a contat atunci când piața a pierdut teren. Bun, pentru GBP-USD de aici pornisem, 1.21.88 și 22.06 reprezintă rezistențe destul de, destul de importante. Va oferi USD-ul șansa unei corecții mai, mai adânci. Părerea mai e că da, am, nu pot să mă dezic aici de opinia generală despre dolar, însă ar putea să nu fie o corecție extrem de pronunțată dacă uh, nu vedem o reală schimbare a poziției Guvernului britanic care până în urmă se pregătește pentru un nou deal, ceea ce, cum spuneam, nu le place investitorilor. Suportul este la 1.2101, însă pe termen scurt cred că ne apropiem și de o fază din aceea de pesimism destul de, destul de accentuat, adică uh, nu m-ar surprinde ca înainte de a, uh, de a merge mult mai jos, să avem, în ipoteza în care chiar avem un nou deal nu, nu în mod automat Dar înainte de asta Să avem la un moment dat O revenire mai consistentă Bun Ok Euroron În jur de 473 În așteptare o tăiere adâncă de dobândă Iar fi ușor favorabilă Dar nu cred că e piața centrală pentru pentru a ne poziționa în legătură cu decizia Fed. overnight-ul 26, 6 puncte de bază mai jos, obligați 3 luni 305 1 punct de bază mai jos. Să, să vedem ce ne mai comunică statistica autorizații pentru pentru clădiri și șomajul. Șomajul 0,1 0 puncte în sus la 3,9 deci o creștere dar de la niveluri extrem de scăzute autorizații pentru construire în scădere în iunie față de luna anterioară 6,3 și cu 1,5 față de luna iunie 2018 da e, e foarte slabă publicarea pentru autorizației de construcții, s-a -a retezat așa un, un impuls, deși, pe, pe total, semestrul a fost unul pozitiv. Dar, pare că leul se strânge aici mai aproape de 73-70, pândind o ocazie să meargă mai sus. În zona mărfurilor, vă mă propun, pentru variație, să trecem la o discuție despre petrol, or fi adulmecat bine traderii datele de ieri, de aceea și optimismul de luni și în parte din sesiunea de marți. Cifrele de ieri au fost pozitive, minus pozitive pentru preț, stocul API minus 6 milioane de bani față de minus 1,8, în care dar nostru nu avem și, și alte detalii despre despre stocurile de benzină și produse distilate. Haideți să vedem totuși cum arată și acestea. Minus 0,89 uh, milioane de barili uh, și minus 3,13 pentru benzină. Pentru benzină se estimase minus 1,44. Deci, date net pozitive pentru preț, ceea ce a dus piața în sus, dar interesant creșterile mare parte înainte de aceste raportări. Bun, poate mai fost și niște știri specifice ieri, dar acum e loc pentru o corecție, așa aș vedea lucrurile. Și, în general, un pic de așteptare... Ca, ca înaintea unei petreceri, un pic de nervozitate, dar mai mult, mai mult fericire se vede în piața petrolului și nu sunt mulțumit, poate cam așa, să vedem un canal de trend. Nu eram mulțumit cu varianta anterioară, nici asta nu e perfectă, dar ar putea să fie vorba despre un canal de trend. Să lăsăm linia, pentru că nu s-a îndepărtat suficient cât să genereze acolo un vârf clar, să lăsăm linia așa. Punctată. Spunem că 58.25 25 e un suport uh, uh, util pe termen scurt, dar n-ar fi o surprisă că pe să spargă în ciuda unui hammer aici. Uh, că avem mai jos uh, 57, 64 și 56-97, dar că în interiorul acestui canal de tren, pare că petrolul uh, poate să recupereze pentru o vreme. Uh, iar uh, iar scăderea exporturilor potrivit ultimelor date din Iran, iarăși este este una de, de natură favorabilă. Avem o creștere și a stocurilor, însă pe de altă parte e o materie de la de la oil price, dar aș zice că pentru moment, pentru moment, piața e mai degrabă legănată de această speranță a unei poziții mai relaxate din partea rezervei federale, care împinge, care împinge activele, precum acțiunile și materiile prime în general, în, în sus. Asta în primă fază. Vom vedea dacă va și ține. Și dacă va ține sau nu, va depinde foarte mult de ghidajul pentru viitor. Dacă Paul va arăta așa lipsă de entuziasm pentru acțiunii ulterioare, dacă va tempera așteptările, atunci s-ar putea chiar ca foarte rapid entuziasmul să se să se epuizeze. Și Logica, uh, rațiunea mi-a spune că ar fi natural să facă asta. Pe de altă parte, logica mi-a spune și că nu era cazul ca cineva să aștepte o tăiere de 0,5 puncte și totuși să așteaptă. Așa că uh, e de văzut dacă nu cumva se va alinia, va decide uh, să se alinieze mai degrabă cu ceea ce se așteaptă despre Casa Albă și despre piețe. Și atunci să sugereze că. Da, va acționa în continuare pentru a susține expansiunea, pentru că altfel e, e greu să, să găsești cuvintele de justificare în aceste condiții. Aurul a revenit în ultima perioadă, situația din China este, este de ajutor, am văzut și anumite aspecte de ordin geopolitic recent, niște comentarii nu tocmai, nu tocmai liniștitoare în diferite zone ale lumii, dar în primul rând cred că e vorba de așteptările acestea pentru decizia Rezervei Federale și de faptul că negocierile cu China nu au dus la un progres major. Și pe lângă asta, dacă va fi, va fi și o creștere notabilă a stresului geopolitic, atunci aurul și-ar putea grăbi în momentul de expansiune. Până în data crește destul de lent, dar eu nu pot să scap de ideea aceasta că mai face niște, niște ezitări, niște păcăleli și mă întreb, chiar ar fi cazul ca acum, după un 0.25, să, să înceapă un avans pronunțat? Parcă nu, e, parcă nu e de ajuns, parcă aș vedea aurul retrăgându-se ulterior spre finalul săptămânii și nu, nu luând altitudine, dar să vedem ce comunică Powell pentru viitor. Rezistența este la 1433 și la 1442, apoi 1453, care e și vârful cel mai recent. Suportul la 1427, 1422 și. 1411. Astăzi cel mai important moment la ora 9 decizie și la 9 și jumătate conferința de presă, dar mai avem și datele de la 12 din zona euro, mai avem trei în raportul ADP și 5 și jumătate stocurile de petrol. Sper să fiți cât mai corect poziționați și cu riscul bine bine dimensionat în piață înainte de evenimentele din această seară. Mă aștept ca să avem parte de ceva mișcări, orice ar decide Banca Centrală și vă urez o zi plăcută, în continuare, profitabilă și să ne auzim cu bine pe curând. La revedere!